Salutare tuturor, eu sunt Fanny și acesta este un nou episod din Rocket League. Trebuia să dau click, ok? Să jucăm în Chaos, pentru că n-am jucat niciodată de când am început seria și să vedem cum este, cum ne descurcăm, dacă totul să fie ok, sper să ne găsească meci. Am modificat și o mașinuță un pic, am putut să-i pun și o fulgere și nebunii de-astea, pălăriuță, steagul României, tot felul de-astea. Să vă arăt o chestie, garaj. A, ce tare. Asta se arată câte goluri, gen, când o ai echipată, gen, se contorizează câte goluri ai dat. Pe de altă parte, video games. Oh, really? Nu știam că pot să fac asta, ok. Când, la steaguri aici, country flags. Când am, aici mi arată cât am jucat cu steagul României, gen. Așa, aolo, ce-ai făcut, mă, nene, mă? Să sperăm că ne descurcăm la Chaos. N-am mai jucat în ultimul timp și sper să fie tot ok. Ok, nebunule. Eu sunt echipa galbenă, roșie, respectiv. Am dat în ea, mă. Ce ai făcut, mă? Nene, mă, opa. Nici eu n-am făcut bine. Ce ai făcut, mă, nene, mă? Ha, mă, dă-i gol. Ia uite, mă. Da, eu nu vreau să mă bag la minge. Ce tare se vede chestia aia, gen, e o chestie cu rocăreală, știi, fiecare dată când te duci că ești Slash. Oh, Doamne, nu spune că nu știu cine e Slash. Haide, frate, dați cine ia, faceți ceva, nu știu, vă. Ia uite, mă. Hai, dacă nici acum am dat gol. Dacă nici ac... Ok, a dat-o ăla pentru voi, ok, nu contează. Asta chiar e haos, adică nimeni nu face nimic bine. De ce a dat gol acum? Ci că bine, a dat-o pe albastru. A făcut treaba. Hai, las pe băiatul ăsta din stânga mea să se ducă. A, bravo, mă! Ce-ai făcut, mă, nene, mă? A ieșit? Stai liniștit, băi, nene, mă! Bravo, lol. Ce-ai făcut, mă, nene, mă? Nu-i mi-e tu mie boost-ul, mă, tăticule, mă. Și nici pe ăsta nu mi-l iei. Sau mi-l iei pe ăla, nu contează. De ce am apăsat click dreapta? Nu te cred. Ne luăm gol? Și acum, bicycle hit! N-a mers. So close. Center ball. Hai, mă, vine cu a. So close. Bine tu. Lol, lol. Haide, mă, dă-i în ea, mă. Ce-ai făcut, mă, nene, mă? Dă-i în ea. Ulu, ce mi-a șutit ăsta. Noi dăm, noi dăm. Aolo, nu mai dăm noi. Și ăsta mi-a luat ciunca din farfurie. LOL! Cum arată de acolo? Cum arată de acolo? Trebuie să mă uit pe reloare. Noi dăm. Eu am dat, nu? Păi, normal, mă, nene, mă. Uite, mă, bă, mă, ce-am fix pe ea, mă, dacă nu mă atingea fraierul ăla. Pleacă, mă, de aici. Pleacă, mă, de aici, ia, uite, stau, mă bag în poartă. Băi! Ăștia mă confundă cu mingea, știu că am un cap frumos, rotund. Cum era reclama aia, dacă vă aduceți aminte, ăștia mai bătrâni. Sau neapărat ăștia mai bătrâni. Ăștia care... Dacă nu am gol, mă sinucidam. De ce mă împing ăștia ai mei? Nu înțeleg. A, pentru că e ca Chaos, genial. De nou gol. Bă, Radiox ăla nu prea face nimic, nu te observ. Of, viață. Eu dau acum, eu dau primul. De ce n-a mers? Da, trebuia să se apăsat, da.
Ah! Ah! Sunet de luptă. Ah! Bine tu, mă. Ia să scoți pe ăla din poartă, mă. Ia stai acolo. Ia uite-l, mă. Ce-ai făcut, mă, nene, mă? Demolition, am două demolition. Aha. Dar de ce nu mi se dă puncte pentru... Dau, de ce nu mi se dau puncte? Pardon, pentru demolition. Adică ar trebui să mi se dea că l-am zăpăcit pe fraier. Bine, așa toată lumea ar face puncte, n-ar mai da nimeni goluri. Era golul meu, dacă intra, era, dar n-a fost să fie. Lasă-mă, mă, așa, nu-mi l-a bust, nu-mi l-a bust. Eu am dat? N-am dat eu. Păi dacă dădeam, mi-a apărea bicycle hit. Bă, nu intrăm în poarta. Bine, mă, băieți, mă. Haide, dă-i-n ea! Trăiască mama ta. Dacă ne luăm gol acum... Ce-a fășut pe poartă? De ce-a făcut toată lumea? Mamă, cum eram acolo, eu și poarta. Nu! Las-o să cadă așa, bun. Mă, sunt pe ultimul loc, ce varză sunt. Părstaci. Center ball. Mamă, meciul ăsta e endless. Parcă o simt în momentul cum trece timpul, așa cum nimeni nu face nicio fază. Dodge, bitch. Așa, întoarce-te. Întoarce-te. Bun. Bun. Uite cum alergă toți după minge. Nu alergați toți după minge. Nu întotdeauna trebuie să vă duceți după minge. Nu întotdeauna trebuie să dați gol. Na, bă. Jucați mă tactic, mă, băieți. Unul în spate, doi în față, unul la centrare, de-astea, așa. Au, fuck me. Unde-i mingea? Aia n-ai mingea, dai la poartă, cum zic. Haide, mă, bravo, mă. Ta-da! Eram fuscărat, da, eram fuscărat. Mă rog, lăsând asta la o parte, nu știu ce s-a fost cu meciul ăsta. Nimeni n-a jucat absolut nimic, pur și simplu a fost un total balamuc, o nebunie de asta. În fine, una peste alta, sper că v-a plăcut episodul. Până data viitoare, nu uitați să dați like și subscribe, să verificați și linkurile din descriere și sper să ne auzim cu bine. Bye, bye!